Înțelegem că tot ce face omul este păcătos când ne gândim că o faptă conține și ceva exterior și ceva interior, da? Dumnezeu nu judecă faptele noastre doar după moralitatea exterioară. După faptul că ele se încadrează după, sau se potrivesc unor legi externe pe care le-a dat Dumnezeu. Ți-am zis să nu omori, tu n-ai omorât pe nimeni, asta înseamnă că ești bun. Nu știți că Domnul Iisus duce lucrurile mult mai departe. Mânia este rădăcina omorului. Cine se mânie este vinovat. Da? Dumnezeu se uită și la motivațiile din spatele faptelor noastre. O faptă poate să fie în exterior bună. Să nu vezi diferența în exterior între o faptă făcută de un pocăit și un nepocăit. Dumnezeu se uită la motivația din spate, nu doar la moralitatea exterioară. Așa că și din punct de vedere al constituției unei fapte, din ce e formată fapta aceea, din ceea ce se vede în exterior și din ceea ce este în interior, poți să tragi concluzia că tot ce face un necredincios, datorită motivației cu care face, este păcat. Este păcat. În al treilea rând, pentru că tot ce face un om necredincios este ieșit dintr-o inimă coruptă, da? Tot ce face un necredincios este ieșit dintr-o inimă coruptă, este păcat. Toate faptele mele bune sunt corupte de inima mea coruptă. Domnul spune foarte clar, din inima voastră ies lucrurile rele. Ele poate să arate uneori bine în exterior. Se rugau fariseii? Se rugau foarte bine poate, da? Posteau fariseii? Posteau, poate posteau mai bine decât toți. Dădeau milostenie fariseii? Dădeau. Dădeau zecială fariseii? Dădeau cum nu dădea nimeni altcineva. Dar ce era în inima lor? Ce era înăuntru, da? De unde? Din ce inimă ieșeau faptele acelea? Dintr-o inimă coruptă de păcat. Dintr-o inimă infestată, infectată de păcat, da?